Bun regăsit, domnule domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cauză și Efect și la diverse subiecte de discuție. Vom vorbi și în seara aceasta despre administrație în general, despre administrație în particular, o să vedem de ce, și despre modul în care s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru fotoliile de primar, pentru alegerile locale. S-au depus și listele de consilieri. O să discutăm în această ediție cu doamna Mariana Mircea. Doamna Mariana Mircea este candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Cernavodă și, bineînțeles, cu experiența anterioară a domniei sale de edil, cu pregătirea pe care o are acum pentru a intra în campanie, o să vorbim despre modul în care se profilează campania și, bineînțeles, proiectul, program pe care domnia sa îl propune pentru Cernavodă. Bună seara, bun revenit la Litoral TV. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru onorarea invitației mele, făcută de dumneavoastră această onorare, pentru că întotdeauna ați colaborat, am vorbit, am discutat deschis, ceea ce cred că facem și în seara asta. Eu zic că asta este spre binele celor care ne urmăresc, pentru că încercăm să aducem un plus de informație care poate lipsește în casele unor. Cum s-au derulat depunerile de candidaturi? A fost chiar foarte bine. Noi, din partea ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților din România, am depus primii, acum 5 zile. Ne-au fost solicitate câteva completări și ieri, la ședința Biroului Electoral de Circumscripție, am primit validarea candidaturilor atât pentru mine, ca și candidat de primar, cât și pentru lista de consilieri ai ALDE. Am înțeles. Se pare că ați intrat în linia dreaptă către campanie. Campania va începe în scurt timp, pentru că deja se sfârșește luna aprilie. După Paști vom începe campania toți. Ne relaxează puțin sărbătorile pascale, după care toată lumea care e interesată de fapt de administrație și care va participa în campanie va fi de fapt pornită, va fi alarmată și începe bătălia pentru fotoliile de primar în toate administrațiile care, de fapt, trebuie să-și aleagă noi edili sau să reconfirme pe cei care au fost competenți sau care sunt doriți acolo. Da, mai este practic o lună și un pic, exact cum a spus, după Paști vom începe campania electorală. Eu mă bucur că am avut deja în săptămâna care a trecut, inclusiv lansarea candidaților ALDE, în prezența domnului Călin Popescu Tăricea. Da, la Constanța. La Constanța, da. În Constanța. Am fost onorați să facem anunțarea candidaților din județul Constanța în prezența domniei sale. Mă bucur că la discuțiile pe care le-am avut, domnul Călin Popescu Tăricianu consideră că Cernavodă este una din localitățile importante din județ, dar și din România. Sigur. Pentru noi înseamnă foarte mult, și am spus-o și în luarea de cuvânt de acolo, înseamnă foarte mult ca o persoană aflată în conducerea partidului și nu numai aflată la conducerea Senatului să înțeleagă foarte bine problemele cu care se confruntă localitatea noastră, da. Amintind că domnia sa, atât din poziția de ministru al industriilor, cât și din cea de prim-ministru, a făcut nenumărate vizite la centrala nucleară și chiar a coordonat și a inaugurat finalizarea unității 2 de la Cernavodă. Și așa că m-a dus aminte acolo și evident de fiecare dată când vom avea ocazia să discutăm, voi puncta această prioritate pentru orașul nostru, mai exact continuarea lucrărilor la unitățile 3 și 4, care înseamnă un aport mare de locuri de muncă, atât pentru oraș, cât și pentru localitățile din jur. Evident că în Cernavodă, știți că am mai discutat, o spun unii dintre contracandidații mei de asemenea, este nevoie și de alte investiții. Dar vă spun din experiența mea de primar 4 ani că este destul de greu să aduci investiții într-o zonă nucleară și nu se întâmplă asta doar în România, se întâmplă și în alte... De ce este greu? Ce pentru că oprește pe acești investitori? Pentru că dânsii consideră că cei care doresc să investească consideră că este pe de o parte suficient prezența unui investitor atât de mare precum este în cazul nostru centrala nucleară,
Pe de altă parte, deoarece există anumite analize de risc pe care firmele mari, de exemplu, care investesc, le iau în calcul. Deși, evident, noi de nenumărate ori în ultimii 10 ani chiar am discutat, am putea să discutăm și să intermediem eventual o negociere în așa fel încât să ia un preț al energiei electrice la preț de producție. Chiar și în aceste condiții este destul de dificil. Nu înseamnă că trebuie să abandonăm. Este evident că este nevoie de alte investiții. Chiar discutam cu cineva zilele trecute, înainte de 1990, era mai multă industrie în Cernavodă. Cred că putem, într-adevăr, să... Înainte de 1990 era industrie peste tot mai multă. Înainte de 1990 era industrie peste tot. Da, ar trebui să privim, spuneați chiar și dumneavoastră înainte de emisiune, ar trebui să privim situația dificilă în care se află întreaga țară. Și cred că, pe lângă ce poate să facă un primar la nivelul localității, este nevoie ca cei care se află la conducerea țării să își poată asuma niște decizii importante în ceea ce privește investițiile. Că acum vorbeam de locuri de muncă și de investiții. Din păcate, România se prăbușește în ceea ce privește locurile de muncă. Asistăm la migrarea tinerilor, deci ne pleacă creiere pe care le cultivăm și tineri deosebiți pe care îi pierdem pentru că România nu mai poate oferi locuri de muncă. Iarăși discutam zilele trecute cu cineva ancorat puternic în această zonă a economiei și ne întrebam care sunt cauzele pentru care România se prăbușește, investitori sunt din ce în ce mai puțini. Sincer, din punctul meu de vedere și mi-asum această declarație, cred că lupta anticorupție în România ar trebui deja să-și schimbe linia, trebuie să schimbe direcția, pentru că în acest moment ne uităm la televizor în fiecare zi toți și urmărim, sunt loviți mai toți liderii, nu neapărat de partide, sunt loviți toți conducătorii țării. Și în aceste condiții, aceștia nu vor mai putea să ia decizii importante pentru țară. Nu vor mai putea să ia decizii importante pentru județ, cei care vor fi desemnați, că în curând vom avea și președinți de Consiliul Județene. Și atâta vreme cât de la funcționarul din primărie până la conducerea guvernului, fiecărui funcționar este teamă să ia o decizie, să semneze, apropo, pentru un proiect european, sau pentru că, știți, sunt multe semnături de dat în care ți-asumi niște responsabilități. Dacă tuturor continuă să le fie teamă, nu cred că vom vedea un mare progres în anii următori. Sunt de acord 100% cu lupta anticorupție, dar cred că trebuie definită altcumva. Ea trebuie mai degrabă prevenită. Ea trebuie mai degrabă prevenită. Ca să ameliorăm clasa politică și discutam un pic înainte de emisiune, este nevoie să creștem oameni politici. Sigur. Da, mă întrebam zilele trecute care sunt criteriile pe baza cărora un partid își alege candidații. Pentru că este, până la urmă, toți ne minunăm exact cum a ajuns domnul Popescu sau domnul Ionescu în funcția cutare, când de fapt se vede că nu este pregătit pentru aceasta. Pe de o parte, am constatat că majoritatea partidelor nu se preocupă de creșterea potențialilor candidați pentru funcțiile importante și revenind la 1990, să ne aducem aminte că totuși acel unic partid își creștea, avea cum se chema atunci o politică de cadre. Da. Da? În prezent, în România, nu se întâmplă nimic și în politică ajung diverse persoane luate de pe stradă, luate de la colț, luate din relații de rudenie. Deci sunt promovate persoane care nu au nicio legătură cu administrația publică sau poate nici cu cea centrală. Urmăream iarăși zilele trecute la televizor că aproape la câteva zile un ministru din guvern își dă demisia. De ce se întâmplă acest lucru? Ne întrebăm toți de ce. În primul rând, e onorabil că persoanele respective își dau seama că nu pot, pentru că acesta este motivul. Persoanele care ajung în funcțiile respective, numite
fără criterii, ca să spun așa, poate doar de apropiere, de prietenie cu, cu cineva din conducere, realizează că nu pot să ducă la îndeplinire misiunea, mandatul pe care l-au primit. Așa se întâmplă și în cazul unei primării. Este nefiresc să promovezi persoane care nu au nicio legătură, nu au nicio experiență, nu au făcut nimic care să aibă legătură cu această meserie, că până la urmă este o meserie. Este o meserie, așa e. Deci a fi primar este la fel o meserie. Și așa cum spuneam și în emisiunea trecută alături de dumneavoastră, nu v-ați încumeta să fiți acum candidat pentru primăria Constanța, cum întrebam un coleg de partid dacă s-ar încumeta, fiind un angajat oarecare din centrala nucleară, dacă s-ar încumeta să ridice două degete, să spună eu vreau să fiu directorul centralei nucleare mâine, da? Nimeni nu se încumetă să solicite o poziție pentru care nu este pregătit. Dar se pare că, vedeți, partidele ajung să susțină persoane total nepregătite pentru funcție din nepotrivite, nepotrivite, prin profilul lor. Haideți să spunem moral, nepregătite. Rămân la părerea că dacă cineva o ia de tânăr și se pregătește, da, cu puțin atenție, poate să ajungă potrivit pentru această funcție. Eu cred că, dincolo de acest aspect, lucrurile trebuie să fie cumva văzute într-o altă perspectivă, în perspectiva în care în momentul unei administrări slabe sau neconforme cu așteptările cetățenilor, primarul în cauză poate să fie sancționat sau penalizat. Știți, este o problemă, din punctul meu de vedere, destul de mare. După ce că se desfășoară atât de greoi, vedeți, aceste alegeri locale odată la 4 ani, este foarte dificil ca după un an să spui, păi nu-mi place primarul ăsta, nu-mi place Consiliul Local ăsta, nu-mi place, adică nu ne putem juca cu asta. De ce? Până la urmă, dacă vreți, putem să schimbăm o dată pe an primarii. Dar asta va fi în mod sigur, în defavoarea cetățenilor din urbea respectivă. Nu vor progresa lucrurile în nicio direcție. Înțeles. După cum ne uităm la nivel central, dacă se schimbă guvernul o dată pe an, toată țara se prăbușește, la fel și într-o localitate. Dacă ne jucăm așa și schimbăm o dată pe an, nu vom face nimic. Cum vorbeam mai devreme la anticorupție de prevenție, și aici mai bine previi, mai bine analizezi cu atenție și vezi care candidat crezi că este cel mai potrivit, cel mai pregătit, cel care, cum am mai spus, în viața profesională măcar sau în viața de familie a dovedit oarecare conduită, dacă nu ai alte repere din administrație, ca să nu alegi legat la ochi. Da. Și să te trezești după aceea că nu este ce ți-ai dorit. Bine, în general, românii au această problemă de a fi nemulțumiți. Da? Toți suntem nemulțumiți de oricine și de orice. Și eu, din poziția de la primărie, știu o grămadă de persoane care, ca și la fotbal, știți că fiecare e mai bun decât Hagi, da. Spune așa, că eu dacă eram în locul tău, nu făceam așa și făceam așa și eu dacă eram în locul tău, dar nu munceam 10 ori. Lucrurile se petrec altfel și sunt văzute altfel. Păi, asta spuneam și la fotbal. Chiar dacă Hagi este un profesionist, se găsesc, eu știu, cred, câteva milioane de telespectatori care să-i dea lecții de profesioniști. Exact. Cum percepeți contracandidații? Câți și-au depus? Ieri, deși azi e ultima zi, noi în momentul în care filmăm acum este ultima zi de depunere, ieri am fost prezenți pentru validare doar 3. Am înțeles. De fapt, 2 candidați de primar, dar 3 partide, pentru că al treilea partid, mai exact PRM-ul, a depus doar o listă de consilieri locali. Cei 2 candidați de primari care am depus ieri sunt eu din partea Alianței Liberalilor și Democraților și din partea Mișcării Populare, domnul Marian Sava. Am înțeles. Astăzi, bineînțeles, este de așteptat că doar NOR să cadă din listă cele 2 mari partide. Ne așteptăm să depună PNL și PSD. Au contracandidații ai dumneavoastră în persoanele? Da, deja au fost anunțați și dânsii, da? Sunt anunțați și pe presă, au avut loc și lansările oficiale la nivel de județ.
Din partea PSD este domnul Pleșa Ștefan, iar din partea PNL domnul Negoiță Liviu. Am înțeles. Mai sunt doi independenți care sper să-și finalizeze azi documentele și să fie validați. Este Silvian Nicolae, un tânăr independent care înțeleg de pe Facebook că așa tare consideră că este foarte potrivit pentru funcția de primar, și mai este un alt domn tânăr, Bogdan Ionescu, care a dorit să figureze ca independent, dar și-a construit o listă de consilieri pe M10. Am înțeles. Da. Deci ne așteptăm ca și aceștia astăzi să depună candidaturile. Ce aș putea să spun despre contracandidații mei? Discutam cu cei care, și sunt persoane convinsă dintre cei care ne ascultă, care au mai făcut analize SWOT, analize prin care, în cazul unor proiecte pe care vor să le deruleze, pentru că până la urmă și candidatura cuiva este un proiect poate să fie o reușită sau o nereușită. Un proiect program pe care ți-l propui, începe cu alegerile locale și se termină peste 4 ani. În aceste analize SWOT există puncte tari și puncte slabe. Da? Da. Și am putea să analizăm puncte tari și puncte slabe ale fiecărui candidat. Exact. Cel mai important îl considerați... O să mă las pe mine ultima. Vă rog. Dacă îmi permiteți. Vă lăsați dumneavoastră ultima. Și o să începem cu cine doriți dumneavoastră. Nu știu, cu cine doriți dumneavoastră, cunoașteți mai bine. Dau un nume atunci. A mai fost aici invitat în acest platou, domnul Sava. Perfect. Domnul Sava, care a depus ieri odată cu mine. Domnul Sava... Am putea spune că la puncte tari are faptul că are un mandat de consilier local, mai exact acesta, ultimul. În administrația domnului Hânsă. În administrația domnului Hânsă. Am înțeles. Ca să adaug imediat și un punct slab, alături de cel tare, este faptul că în administrația Hânsă, domnul Sava a votat foarte multe din proiectele negative, ca să zic așa, susținute de domnul Hânsă, deși acum, înainte de... Negative pentru cine? Pentru oraș? Pentru oraș, evident, nu pentru altcineva. Deși acum, înainte de campania electorală, a schimbat un pic direcția și a încercat să fie mai mult apărătorul cetățenilor decât a fost în ultimii 4 ani. Din păcate, dânsul în ultimii 4 ani în Consiliu a susținut niște idei bune, dar de fiecare dată a votat. A spus una și a votat alta. A votat așa cum i-a solicitat primarul Hânsă, deși de cele mai multe ori asta nu era direcția pe care o spunea din cuvinte. Mai exact, a votat și pentru creșterea prețului apei, a votat și pentru creșterea prețului la termoficare, a votat și pentru creșterea prețului la gunoi, a votat și pentru anumite proiecte care, în care domnul Hânsă în prezent este și incriminat. Deci proiecte care nu trebuiau derulate în modul acela. A votat pentru împrumutul pe care orașul Cernavodă l-a făcut și pe care va trebui să-l restituim cu greu în următor ani. Bani mulți? Mulți. Mulți. Milioane de euro. Am înțeles. Deci, în acest context, comunitatea nu cred că știe foarte multe detalii. Deci, în acest context, da, aș spune că are experiență, are 4 ani de consilier local, da? Dar, la puncte slabe, aș spune că și-a estimat greșit poziția în cei 4 ani. Ce aș mai putea să adaug la puncte slabe, puncte tari în privința acestui contracandidat? Aș putea spune că domnul Sava, ca punct tare, are o experiență mare de viață, este un pic mai mare ca mine, are 50 ceva de ani, și experiența de viață, până la urmă, eu aș trece-o la puncte tari. Da, sunt de acord. Da. La puncte slabe, aș trece-o că în această experiență de viață are și anumite nereușite și în plan profesional și în plan familial. Nu vreau să intru în detalii, că nu asta este scopul. Vă rog să intrăm în detalii. Chiar nu. Dar aș spune care sunt punctele slabe și punctele tari. La puncte tari aș mai adăuga faptul că
Are un foarte bun speech, este un bun vorbitor cu oamenii simpli, deci reușește să se facă înțeles de către oamenii simpli. Ceea ce e important până la urmă. Ceea ce este foarte important, exact. Eu acum, încă o dată, vă spun, recunosc și calitățile și defectele contracandidaților mei. Mi se pare firesc să fac asta. Sigur. Deci știe să se adreseze în limbajul celor mulți. Pe de altă parte, la puncte slabe, aș spune ce am spus și la punctul 1, că de cele mai multe ori enunță ceea ce își dorește să audă vorbitorul, ascunzând adevăruri, ca să nu spun mai mult. Am înțeles. Deci aș, cu ocazia asta am spus 3 puncte slabe și 3 puncte tari. Să fie pentru egale. Să fie egale. Nu vreau să intru acum într-o balanță. Sigur, să spun înțeles. Că avem mai multe sau mai slabe. Am înțeles. Revenind la alt candidat, să domnul spunem. Liviu Negoiță, spune. Domnul Liviu Negoiță. Domnul independent. Nu, domnul Liviu Negoiță este candidatul. Din partea PNL. PNL, gata. Domnule, vi se pare independent pentru că este un nume pe care l-a auzit de curând. Da. Nu este un nume cu care sunteți obișnuit. Eu nu-l cunosc, personal nu-l cunosc pe domnul Negoiță. Doar că îi se potrivește numele cu un alt Liviu Negoiță. De la București, dar nu este cazul. București, da. Exact, sigur. Nu este cazul. Atunci, dacă vorbim așa, o să începem cu un punct slab la domnul Negoiță și exact l-a spus dumneavoastră, faptul că nu este cunoscut. Nu este cunoscut și nu este cunoscut, dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu și-a dorit să fie cunoscut. Am înțeles. Da? Deși i-am urmărit cu atenție interviurile pe care le-a dat la radio și chiar la anumite cotidiene județene, în care a subliniat că 25 de ani a lucrat și și-a păstrat jobul de la administrația navală română, dar în calitate de cetățean nu s-a remarcat în niciun fel. Da? Deci a rămas necunoscut, deși din poziția pe care o are la ANR, cred că putea să fie chiar o persoană celebră în localitate. Acesta ar fi un punct slab. Un punct bun este acela că, într-adevăr, la locul de muncă, așa cum spune și dânsul, și-a îndeplinit până la urmă datorile de serviciu, da, și nu a fost menirea pentru care a fost menirea acolo, pentru care a fost acolo, dar așa cum discutam cu colegi chiar de dânsul de partid, problema principală este că s-a mulțumit să fie un simplu funcționar. Așa. Chiar spunea cineva, păi vedeți, în declarația fără de avere are doar salariu și are un apartament și atât. Da, dar are atât pentru că nu înseamnă că o persoană care nu a realizat nimic în viață este neapărat și foarte curat și foarte bun și foarte, da, eficient. S-a mulțumit pentru că sunt persoane care nu-și doresc o viață complicată. Eu cred că dânsul se încadrează la persoanele care nu își doresc o viață complicată. Știu că are și pasiuni, se duce la pescuit, are o viață frumoasă, așa cum și-a construit-o, dar nu, cum spuneam, nu s-a remarcat în cei 25 de ani prin nimic special, cu atât mai mult în administrația publică. Deși, și acum să trecem la încă un punct bun pe lista domnului Negoiță, a avut un mandat de consilier local chiar în perioada în care eu am fost primar, deci cum în 2008-2012. Și acum trecem la puncte slabe. În acel mandat de consilier, deci experiență domnul Negoiță are, da, de un mandat de consilier, în acea perioadă de 4 ani, domnul Negoiță nu a emis niciun proiect de hotărâre care să aducă un plus orașului Cernavodă. Nu a avut nicio luare de poziție prin care să aducă vreo idee sau vreun beneficiu. Dimpotrivă, și am nenumărate exemple, nu o să le spun acum aici, a votat de foarte multe ori în dezavantajul orașului Cernavodă. Și aceasta nici a motivat, deci a votat. Nu a motivat, doar în pauzele de ședință, că noi normal ne doream să aflăm care este motivația. Considerându-l o persoană rațională, am încercat să aflăm și atunci am motivat că principalul motiv este faptul că PDL-ul, partidul din care făcea parte atunci, așa i-a solicitat. Dacă mă întrebați pe mine, nu este suficient pentru un ales local, cel puțin pentru Cernavodă, eu asta susțin, să voteze doar pentru că i-a cerut partidul așa. Dacă nu putem să trecem prin filtrul rațiunii, atunci mai bine ne retragem. Deci, da, am spus un punct. Este trist că se întâmplă așa, din păcate, când consilierii ascultă partidele. Mai este departe. Trist, dar trebuie să recunoaștem că multe,
În multe situații se procedează așa. Cred, și am spus-o asta și la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Tăriceanu, cred că marile partide, ca să spunem așa, PNL și PSD, și de aceea, dacă vedeți pe sondaje, cam toți cetățenii sunt nemulțumiți. Nu mai vor să audă de partide și așa a apărut ideea cu independenții, da, deși e falsă ideea cu independenții. Strigă fără partide politice, strigă sus și tare. Strigă sus și tare cetățenii fără partide, pentru că ei realizează un lucru pe care eu, cel puțin cu experiență de 20 de ani, vă spun că pot să scriu și o carte pe această temă, nu doar că realizez. Problema este, și am mai spus-o și în alte emisiuni, legea partidelor, legea alegerilor locale din România și cam toată legislația din România monopolizează puterea, că până la urmă este vorba de putere. Da, e vorba de putere, sigur. Monopolizează puterea la nivelul organizațiilor județene și da, naționale. Da. Deci este nefiresc și cred că mulți cetățeni care ne ascultă acum n-or să înțeleagă și or să zică nu se poate așa ceva. Dacă tu vrei să candidezi, că vorbim de candidaturi acum, din partea unui partid la Cernavodă, trebuie să cer permisiunea și semnătura și ștampila de la organizația județeană. Da? Și atunci se ajunge în situația în care dacă organizația județeană are alt interes cu localitatea ta sau are alt interes cu cetățenii din Cernavodă, să nu fie de acord și să urmărească alte lucruri. Nu vreau să intru în detalii că unii obțin posturi de parlamentar, de primar sau așa, prin sigur, alte metode. Nu vreau acum să enunț nimic. Deci, spuneam la început că ideal ar fi ca fiecare partid să-și crească și să aibă în față, să propună candidații, nu perfecți, că nu există, dar aproape perfecți. Din păcate, atunci când se pune acea semnătură și ștampilă la nivel de județ, sunt alte considerente. Am înțeles. Și am putea așa să facem o retrospectivă nu doar la Cernavodă, și sincer, toate, cred că și în toate în tot județul. Și cred că și la nivel de parlamentare. Eu știu destul de bine județul Constanța și cred că și dumneavoastră din poziția aceasta și la nivel de țară sunt multe situații. Îl cunoaștem și eu și dumneavoastră, dar îl cunoaștem din poziții diferite. Dumneavoastră din cea... Din interior, până la urmă, da. A fostului membru de partid, exact, un partid, în alt partid, exact, a luptelor care se dau în culise, să spunem așa, pentru supremația în partid, în organizațiile locale, pentru că oamenii la fel, nu știu. Oamenii nu știu aceste dedesubturi. Pentru că vor spune unii, și știți că am mai discutat într-o emisiune, de ce am fost la PNL, pe urmă la PSD, iar la PNL și acum am ajuns la ALDE. Pentru că, din păcate, concluzia asta este, cu cât sunt mai vechi, ca să spunem așa, partidele, în loc să devină mai onorabile, devin mai corupte. Și alegerea candidaților nu are nicio legătură cu experiența și profesionalismul. Și cu competiția. Ajungând și revin la, am ajuns la punctul 3, la domnul Negoiță, unul din punctele bune este că a obținut ștampila și semnătura de la organizația județeană PNL Constanța. Unul din punctele slabe și chiar foarte slabe este că a obținut această candidatură pur și simplu doar pentru că l-a recomandat domnul Hânsă. Pentru că nu a existat o analiză internă a PNL Cernavodă ca să se vadă dintre potențialii, sunt acolo persoane onorabile în PNL Cernavodă, care ar fi fost cel mai bun în sondaje, apropo de calitățile de care vorbim, puncte slabe, puncte tari. De nu fapt, s-a făcut această analiză. Ei sunt fost și dumneavoastră colegi de la exact, PNL. Exact. Și unii chiar de mult, de tot, chiar cu Cârjali Șerif, și o să-l nominalizez, că e prietenul meu, suntem în PNL de foarte mult timp. Eu sunt din 1995, el chiar este dinaintea mea. Are sunt putut fi domnul Cârjali mai bun contracandidat dumneavoastră decât domnul Negoiță, să înțeleg, da? Nu mai bun contracandidat pentru sau mine. Mai bun vorbim pentru comunitate. Mai bun pentru comunitate. Am înțeles. Vreau să spun că acum discutăm de domnul Cârjali Șerif. Eu personal consider că domnul Cârjali Șerif s-a implicat mult mai mult în progresul localității. În calitate de consilier. În calitate de consilier. De a avut și mai multe mandate. A avut și mai multe mandate. S-a implicat și mai mult. A avut poziții fățișe, deși era în interiorul partidului, la abuzurile pe care le făcea domnul Hânsă. Deci a avut o poziție constructivă și o atitudine care până la urmă făcea un bine orașului. Față de domnul Negoiță, care nu a avut aceasta. Și atunci, vedeți, ne întrebăm care era candidatul bun din cadrul partidului. În sfârșit, am
încheiat cu PNL-ul. Dacă, de fapt, să înțeleg din ce mi-a spus dumneavoastră, să înțeleg aceste sătătorii, că în impozitatea de a candida domnul Hâns, adică domnul Hâns este impozitat de a candida. A ajuns în imposibilitatea de a candida. Da. A fost desemnat ca succesor al domniei sale și cuvântul domnului Hâns a fost hotărător. Am înțeles. Bun. Trecem la PSD. La PSD. Dumneavoastră ați fost primar PSD. Din partea PSD, da? Am înțeles. Alți fost colegi ai dumneavoastră. Da. Așa. Asta este partea bună, că eu am ajuns să-i cunosc pe toți. Da, e o parte bună, așa este, adevărat. Îi cunosc pe toți și din Cernavodă, îi cunosc pe toți și în organizațiile județene, ceea ce este foarte bine, pentru că eu spun că atunci când intri într-o competiție, este bine să cunoști cât mai mult. Da, e adevărat lucrul ăsta. Și asta este adevărat. Ce s-a întâmplat în ultimii ani? Aici trebuie să facem un pic de introducere la PSD, ca să vedem cum am ajuns ca PSD să aibă candidatură din partea domnului Pleșa. În momentul în care domnul Hâns a preluat mandatul la primăria Cernavodă, în 2012, a avut loc o negociere între dânsul și șeful de zonă la acel moment al PSD, domnul Felix Stroie. Domnul Felix Stroie mi-a adus la cunoștință că domnul Hâns nu dorește ca eu să rămân nici măcar în Consiliul Local, pentru că îl deranjez. Și domnul Hâns, domnul Stroie, membru PSD, domnul Stroie m-a întrebat la acel moment, chiar nu mi-a solicitat să-mi dau eu demisia, în schimb, mi-a solicitat să-și dea alte două persoane pe care eu le numisem pe listă. Eu m-am gândit mai bine și atunci i-am răspuns că eu nu pot să trădez oameni cu care am fost în echipă, nu pot să le cer demisia nemotivat. Da. Nemotivat până la urmă, doar că nu-i place Hânsă, da. După mine nu era un motiv. Da, nu era un motiv. Și am spus că dacă așa se consideră și așa se pune problema, prefer să-mi dau eu demisia. Din PSD? Din PSD. Așa. În aceste condiții, dânsul nu a mai insistat. Am rămas în Consiliul Local toți cei patru care am intrat din partea PSD și asta s-a întâmplat până în primăvara lui 2014. PSD-ul își dorea foarte mult și domnul Hânsă, ca un bun negociator, ca să nu spun altfel, mai presa din când în când PSD-ul și spunea, afirma că în mai multe cercuri, dar evident și la conducerea PSD, că dânsul este dispus să dea funcția de viceprimar PSD-ului, da, dacă Mariana Mircea iese din Consiliul Local. Am înțeles. A insistat. Deci PSD-ul până la urmă îl asculta cu ghilimele de rigoare pe domnul Hânsă sau îi satisfăcea a fost o colaborare pentru acest post de viceprimar. La nivel județean, cel puțin, că la nivel local era cam imposibil între mine și dânsul. Dar la nivel județean a fost, pentru că, dacă vă aduceți aminte, a existat USL-ul, da, și în numele acestui USL, da, s-au făcut aceste negocieri. Deci în primăvara lui 2014, domnul Hânsă cred că a apăsat și mai mult pe pedală și ne-am trezit atât eu cât și una din cele patru, o doamnă dintre consilieri. Am primit vestea în ședința Consiliului Local că nu mai suntem membre ale PSD. Deci nu a avut loc o ședință de excludere, nu a avut o ședință de nimic. Da? Nu vreau să intru în latura penală a acestei excluderi, că nu am vrut să pedalez pe ea, pentru că am convingerea că, în general, lucrurile se vor așeza și că dreptatea va triumfa până la urmă. Și că așa a fost să fie. Deci PSD-ul a preferat să sacrifice, știți, ca la șah ne-a considerat pe noi, pe mine și pe doamna, doi pioni. Da. Ne-a sacrificat pe noi doi pioni și a obținut, în urma excluderii noastre, deși noi am câștigat în primă instanță, am revenit în Consiliu, ne-au dat încă o dată afară. Bine, ne-au dat afară într-o adresă, nu printr-o acțiune de dată afară. Da. Adică, în sfârșit, numai în România cred că se poate întâmpla așa ceva. Sigur. Deci un abuz maxim atunci când, cel puțin eu, nu mai vorbesc de colega mea, dar cel puțin eu mă bucuram de încredere a câtorva mii de persoane, până la urmă voturile alea pe care le-am luat acolo, să pot fi exclusă din activitatea publică a orașului, până la urmă votanții mei sunt votanții mei, de către o persoană de la Constanța care a pus o semnătură și o ștampilă și a spus de mâine nu mai este în acest partid. Și n-ați vorbit după aceea cu cei de la Constanța? Sau n-ați avut o discuție? Am fost chiar și la București. Nu, am încercat, vă dați seama. Și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic.
Nu s-a întâmplat nimic. Răspunsul pe care l-ați primit? Nu, au fost negocieri politice? Au fost negocieri politice. Astea nu sunt motive de da, excludere din Consiliul Local, dar nu mai contează. Sunt niște abuzuri și abuzuri foarte urâte până la urmă la dreptul pe care îl are o persoană. Pentru că vorbeam, știți, în România toată lumea spune și am auzit de sloganul noi vrem respect, noi vrem respect. Da? Bine, când e vorba de un primar sau de un om în poziția mea, toată lumea spune nu, ea nu merită respect. Nu, orice om merită respect. Sigur că da, orice om merită respect. Merită sigur, respect, da? Dacă este. Tu vrei să primești respect, orice om merită respect. Deci a fost o totală lipsă de respect ceea ce s-a petrecut atunci la PSD. A fost o încălcare a drepturilor. De aceea am și câștigat pe instanță, chiar și pe a doua excludere, noi am primit o sumă considerabilă de bani ca despăgubire pentru faptul că ni s-a făcut o nedreptate. Deci noi am rămas cu nedreptatea. Da? Și PSD-ul s-a ales cu funcția de viceprimar. Am înțeles. În persoana domnului Pleșa, pentru că, pur și simplu pentru că, exact cum vorbeam și de cazul domnului Negoiță, domnul Hânsă și l-a dorit pe domnul Pleșa viceprimar. De ce pe domnul Pleșa și pentru nu pe altcineva de acolo? Pentru că domnului Hânsă, în toate acțiunile pe care dânsul le făcea și așa cum le făcea, și-a dorit doar persoane obediente. Am înțeles. Deci și să înțeleg că domnul Pleșa este unul dintre cei care se supun unor comandamente domnul politice? Pleșa se supune da? Acestor comandamente politice. Nu comentează ca și mine. Eu ce să spun, asta este. Eu așa am fost și așa voi fi. Eu dacă am considerat că ceva este nedrept, nu în legătură cu mine, în legătură sunteți cu oricine. Sunteți o persoană care a produs spune, acolo multe, multe nemulțumiri, să zicem așa. Și asta fac în Consiliul Local și am făcut și la primărie pentru din 1996 până acum. Exact. Sigur. Bun. Nu cred că vă mai voi schimba acum. Și acum se ajunge la punctele slabe și punctele domnul tari. Pleșa. Deci domnul Pleșa a ajuns în urma acestor negocieri de excluderea mea și de obținerea unui post de viceprimar de către PSD. A ajuns în această poziție din 2014 și cu această ocazie a fost sacrificat alt pion de data aceasta de la PNL, domnul Sulimane Crem, care a fost înlăturat de la funcția de viceprimar da. Și a ajuns pionul promovat, următor. Promovat domnul Pleșa și în locul promovat domnului Pleșa. Am înțeles. În aceste condiții, domnul Pleșa are următoarele puncte bune, să spunem. Domnul Pleșa are o activitate aș putea spune la fel de vastă ca și mine în administrația publică. Dânsul a fost consilier local 20 de ani ca și mine, da. A fost chiar și viceprimar în primul meu mandat de consilier local. Dânsul a fost viceprimarul primarului Birda Tiberiu da. În 1996 până în 2000. De asemenea, mai are acest jumătate de mandat de viceprimar, deci practic are un mandat și jumătate de viceprimar și, evident, celelalte de consilier local. Din aceste considerente, aș putea spune că suntem cam pe acolo. Eu am un mandat de primar și, la fel, 20 de ani în Consiliul Local. La puncte slabe, aș spune că pe aceste poziții pe care dânsul s-a situat de consilier local sau de viceprimar, dânsul întotdeauna a avut această poziție obedientă și neintervenientă. Nu a avut puncte de vedere evidente, nu a făcut proiecte de hotărâre, nu a susținut în mod hotărât interesele orașului, da. Orașului Cernavodă. Bine, dacă mă întrebați, a făcut-o mai mult decât a făcut-o domnul Sava sau domnul Negoiță, dacă aș face un procent între... În primul rând și pentru că a avut mai mulți ani la dispoziție ca să facă acest lucru. La puncte tari este faptul că este o persoană împăciuitoare, încearcă să împace și capra și varza, conciliantă, dar încearcă ceea ce să... e un lucru bun. Da, bineînțeles. Eu vă... din administrație. Evident. Eu asta vă spuneam că încerc și vreau să fiu obiectivă cu calitățile pe care le-au contracandidații mei. Pe de altă parte, această poziție împăciuitoare de cele mai multe ori merge mână-mână cu încălcarea legii, pentru că știți, când încerci să împaci și capra și varza, de fapt, încalci mai multe reguli. Mai multe reguli. Da. Încalci mai multe reguli, tocmai pentru că ai încercat să împaci și capra și varza. La puncte bune aș spune că dânsul are... a avut o...
parcurs profesional, să spunem, nu deosebit, nu fulminant, așa, cu ceva deosebit, spectaculos, dar a lucrat ca maestru pe energie termică la centrala nucleară mulți ani de zile și din această poziție și-a făcut treaba cât a putut de bine, la puncte tari. La puncte slabe, aș spune că tocmai această activitate profesională și experiența profesională a dânsului nu îi permit și nu are pregătirea necesară din maestru de la termoficare, nu are pregătirea necesară pentru funcția de primar. Sigur, am înțeles. Nu spun neapărat că de ce nu am făcut o facultate. Nu, este esențial, că acum știți, se cumpără diplome pe bandă și nu asta vreau să subliniez. Dar este nevoie de competențe, competențe și de viziune pentru această funcție. Deci, mergând de la și plecând de la punctul tare pe care l-am spus, faptul că dânsul profesional și-a executat așa cum a crezut mai bine și a fost apreciat pentru asta, dar nu există, nu se poate face o legătură între experiența de viață a dânsului și poziția nouă pe care și-o dorește, da, aceea de primar. Sunt foarte multe persoane în oraș care comentează pe acest lucru și chiar mi-au spus unii, suntem rude, mai de aproape sau mai de departe cu dânsul, dar ne dăm seama că nu are suficientă școală pentru asta. Deci, astea nu sunt cuvintele mele, sunt ale celor din oraș. Asta nu înseamnă că... pe cei care vorbesc. Exact, nu înseamnă că eu nu-l apreciez, v-am spus pentru, da, așa, dar trebuie să admitem că pentru funcția de primar, mai ales că în ultimii 20 de ani, spuneam de faptul că a avut un mandat de viceprimar în 96-2000. Lucrurile în administrația publică s-au schimbat radical din 1996 până în 2000. S-a evoluat și societatea. A evoluat societatea, s-au complicat, au apărut sistemul politic, s-a transformat. Totul este mult mai dificil. Sigur. Da? Dacă atunci lucrurile păreau mai simple în administrație, acum au devenit extrem de complicate. Deci cam acestea ar fi punctele tari și punctele slabe ale domnului Pleșa. Și mai avem sper că din tot ce am spus până acum, eu zic că am arătat suficient respect, pentru că nu... Păi, toată lumea așa a fost echilibrată. Exact. Vă spun din postura celui care stă și moderează, să spunem, exact, așa. Mai avem puține minute. Aș vrea să lăsăm deoparte pe contracandidatul independent. Și să vorbim despre mine. Și să vorbim despre dumneavoastră. De ce? Pentru că dacă am tot vorbit despre contracandidați, trebuie să spun ceva și despre mine. Și acum, să spunem așa, eu vin și vă întreb pe dumneavoastră, presupunem că sunt un cetățean al orașului Cernavodă. Perfect. Ce vă recomandă să fiți primar acolo? Și nu luăm în calcul, dar de fapt putem să luăm și în calcul acel mandat pe care l-ați avut dumneavoastră și experiența dumneavoastră. Să încercăm. Să începem ca și la ceilalți. Vă rog, unul din punctele tari. Tari, da? Puncte slabe. Să începem cu acesta pe care l-a spus dumneavoastră. Unul din punctele tari. A spus primar. Este că față de toți cei care acum încearcă să obțină această funcție, eu am fost în această funție. Știți cum e acolo? Știu exact cum este. Am fost de curând, nu într-o perioadă mult în urmă, am fost de curând. Știu exact lucrurile așa cum le-am lăsat și cum trebuie să continuate. Deci cred că este unul din strategie pentru ce am avut o strategie. Ea în continuare nu a fost ștearsă, deci se află tot acolo. Deci nu rămâne decât să preiau lucrurile de acolo de unde au fost lăsate, pentru că, din păcate, în ultimii 4 ani domnul Hânsă nu a progresat prea mult. Le vom lua de acolo de unde au rămas și încercăm să ducem mai departe toate proiectele. Da? Evident, toate proiectele. Dar este mai simplu să le continue cineva care le cunoaște și le cunoaște în detaliu, nu pentru că a auzit pe undeva sau a citit și pe undeva. Și poate că viziunea a fost și a dumneavoastră. Evident. În multe din ele a fost și viziunea mea. Deci punctul tare principal este faptul că de curând am fost primar și știu exact și pot să continui proiectele de acolo. Unul din punctele slabe, și le leg tot de activitatea de primar ca să rămân pe aceeași linie, este faptul că în acea perioadă, și vorbeam de faptul că se mai încearcă schimbarea primarilor la un an, din acea exagerare a orgoliului pe care domnul Hânsă a exprimat-o de fiecare dată,
A încercat să facă referendum contra mea, a încercat, deci pe mandatul de primar și în... Are o problemă cu dumneavoastră foarte importantă. Are o problemă, nu, are o problemă cu funcția de primar și a fost supărat că eu i-am luat-o pentru 4 ani. Deci pe perioada mandatului meu de primar a existat o manipulare fantastică, începând cu strângerea de semnături de referendum, până la... Deci au fost, mi-au fost puse în cărcă lucruri mizerabile, neadevărate. Deci, pe de o parte, eu mi-am făcut cu profesionalism și vorbesc de profesie și de ce am realizat pentru oraș, mandatul de primar. Pe de altă parte, de pe același mandat, am rămas încărcată cu niște lucruri neadevărate pe care mi le pun în cârcă și în continuare pe care eu trebuie să le demontez vorbind cu fiecare cetățean, pentru că eu am rămas cu impresiile de atunci, adică cu ce s-a vărsat pe piață, niște acuzații, majoritatea penibile și imaginare. Exact. Deci aici am vorbit de mandatul de primar. Vorbind din celălalt punct de vedere, că discutasem mai devreme de domnul Pleșa. Deci, experiența mea profesională se leagă de faptul că am lucrat 12 ani la centrala nucleară și, de asemenea, am lucrat aproximativ aceeași perioadă la firmă privată și din care poziție de director am executat o sumedenie de activități complexe pe care le poți realiza, deci începând de la bugete, contabilitate, le poți realiza doar dacă ai... Coordonarea celor care... Coordonare. Sigur. Vorbeam ieri cu cineva și îmi spunea, vedeți, la primărie e vorba de proiecte foarte ample și ar fi nevoie de manager de proiect. Da? Primăria în sine este un proiect complicat, dar ea la rândul ei are mai multe proiecte. De exemplu, proiectul de aducțiune apă, proiectul de executare a centrului civic, proiectul, toate sunt proiecte mai mici sau mai mari pe care tu ca primar, nu neapărat că ești tu managerul de proiect, deși în cazul meu așa s-a întâmplat, dar trebuie să le înțelegi ca și un manager de proiect. La centrala nucleară, și revin la această funcție de manager de proiect, am dus la îndeplinire un proiect extrem de important, inclusiv pentru aderarea României la Uniunea Europeană, mai exact, manager de proiect pentru efectuarea analizei probabilistice a securității nucleare a centralei. Ca inginer expert? Ca inginer expert în această... Centrală. Cred că logica pe care, bine, pe de o parte școala, dar și facultatea de fizică mi-a dezvoltat-o, logica pe care o am, experiența pe care am din acest punct de vedere, ca manager de proiect, ca om care a fost implicat, într-adevăr, în proiecte foarte complexe. Deci, de o complexitate, mi-e greu să explic acum această emisiune, dar putem să discutăm altă dată. Și nu este nici momentul. Probabil nu este nici momentul. Această experiență profesională mă ajută să îmi duc la îndeplinire proiectele complicate pe care și Cernavodă le așteaptă să fie derulate și îndeplinite în perioada următoare. La punct slabe, legându-mă tot de acest aspect, aș trece la mine faptul că, fiind o persoană mai mult tehnică, pentru că la asta duce atunci când ești manager de proiect, trebuie să... Și când ești inginer, discuții foarte, foarte clar, adică facem așa, avem acest termen, pentru că altfel lucrurile nu se realizează doar că vrem noi. Având această formație tehnică, mi s-a reproșat și în mandatul trecut că nu stau destul de vorbă. Am înțeles. Și le-am explicat tuturor. Dacă stau prea mult de vorbă, atunci nu vom mai avea proiecte derulate. Am înțeles. Pentru oamenii că timpul trece, pentru că timpul nu este... se îndeplinesc termenul. Sunt mulți primari pe lumea asta care doar vorbesc, dar nu fac nimic. Da? Și avem cazul multor administrații care n-au finalizat proiectele și le-au fost retrase bani. Da. Deci, până la urmă, această punctare se transformă și în ceva slab. Nu este slab neapărat, dacă mă întrebați pe mine, dar din punctul de vedere al legătorilor, poate să pară slab, pentru că gândesc că eu... nu sunt, cum să zic, mai mult predispusă la bârfă, la a pleca urechea, la diverse... și sincer, să știți că o fac. Și nu e influențabilă. Dar, exact. Am această duritate, poate, a omului tehnic care tranșează pe o logică clară și, de cele mai multe ori, alegătorilor nu le place logica și clară. Și formația inginerească, de fapt, te obligă să gândești clar, rațional și să tai acolo unde trebuie, că trebuie să tai, da? Exact, exact. Bun. Un alt punct tare și slab și cred că o să închei cu asta.
Un punct tare este că sunt un locuitor al orașului Cernavodă de când mă știu, anul ăsta fac 50 de ani și mulțumesc, cred că este, mulțumesc, este suficient ca și experiență de, ca cetățean al acestui oraș pe care îl iubesc foarte mult și unul din punctele tari este că sunt căsătorită cu soțul meu care este tot din Cernavodă, am copii crescuți în Cernavodă, avem o familie frumoasă și cred că asta spune ceva despre omul, nu despre profesionist, omul, dar despre Mariana omul Mircea. Mariana Mircea, părinții mei sunt din Cernavodă, socrii mei sunt din Cernavodă, deci sunt legată cu toate firele de acest și vreți să rămâne la Cernavodă. Și voi rămâne motivația la Cernavodă. Cea mai importantă. Un punct slab pe partea cealaltă, ca să merg pe aceeași linie, este faptul că poate țin prea mult și țin, mi-am sacrificat destul de mult din viața personală pentru asta și nu am reușit să împac cumva și fericirea dorită, să zicem, a familiei. Da. Am sacrificat foarte mult din timpul pe care îl acordă orice soție și mamă. Am sacrificat mult pentru oraș. Și pentru asta, normal, trebuie să-mi cer scuze familiei pentru timpul pe care în ultimii 20 de ani, pentru că și din mandatul de consilier am petrecut foarte mult timp, dar mai ales în mandatul de primar. Deci am o familie care, din fericire, reușește să mă înțeleagă până la urmă, dar eu, pentru mine personal, consider că este un punct slab, pentru că aș vrea să știu cum să fac, să pot în 8 ore de muncă și să nu mai stau 12 ore de muncă, să pot în 8 ore de muncă să rezolv ce de rezolvat la primărie și să-mi las timpul și pentru cei de acasă. Sunt convins să vă trăiască și să vă bucurați de această familie. Mulțumesc. Împreună și cu dumneavoastră și soțul dumneavoastră și cei doi copii pe care îi aveți. Eu aș adăuga, pentru că mai avem doar un minut din emisiunea aceasta, următorul lucru din ce mi-a spus dumneavoastră. Vă exprimați că lucrurile intră într-o normalitate. Iată că negocierile care s-au realizat în urmă cu ceva vreme și care poate, nu știu, v-au dezavantajat sau poate că v-au avantajat într-o anumită măsură, da. Acum sunt în impas pentru că nu se aștepta nimeni la scenariul acesta în care cineva nu poate candida sau este impozit de a candida. Vreau să veniți, să fiți cea care trebuie să se negocieze, să spunem, în eventualitatea în care veți câștiga primăria. Da. Da. Și probabil PSD sau PNL, cele două partide care, la care ați fost șefă de organizație, au înțeles că e mai bine să procedeze altfel decât să procedeze într-un fel în care ar fi fost normal cu un om care le-a fost loial. A spus foarte bine. Eu, da? Sincer, am încercat chiar să iau legătura cu cele două partide și să încercăm să discutăm la modul sincer și corect. Okay. Am zis că, numai puțin, am zis că este important. Această lună de bătălie va trece. Ce este important este ca orașul nostru să câștige în urma acestei bătălii și ar fi bine să nu ne risipim energiile în ură și în lucruri inutile, pentru că la final va trebui toți să fim pe aceeași baricadă și să luptăm pentru Cernavodă. Sigur. Pentru încheiere, suntem în săptămâna patimilor. Un mesaj pentru locuitorii orașului Cernavodă și pentru toți spectatorii noștri, pentru toți ceilalți care ne privesc acum. Pot să le spun, așa cum am spus de fiecare dată, că țin foarte mult la ei, țin așa cum țin și la familia mea, că le doresc ca aceste sfinte sărbători să le lumineze calea în toate privințele, atât în ceea ce privește bunăstarea familiei, cât și înțelegerea cu vecinii, să le dea Dumnezeu sănătate și cât mai puține probleme, pentru că toți avem parte de ele, dar să fie cât mai puține și să intrăm după Paște într-o perioadă în care să ne dorim mai mult pace decât război. Sigur că da. Vă doresc și eu dumneavoastră, celor din Cernavodă, dumneavoastră personal vă doresc succes pentru că ați început această, să spunem, competiție spre care tindeți și la sfârșitul căreia se va vedea veți câștiga sau nu veți câștiga, asta e o altă discuție. Însă vă doresc succes în această competiție, vă doresc sărbători pascale deosebite cu cei pe care dumneavoastră iubiți și cu cei apropiați, cu pace, așa cum am spus, și cu liniște. Și să ne revedem după Paște, probabil într-o altă discuție.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie astăzi emisiunea Cauză și Efect. A fost doamna Mariana Mircea, candidat, deja acum cu act în regulă, cu cererea validată și cu absolut tot, pentru fotoliul de primar al orașului Cernavodă. Eu sunt Enache Tușa, vă spun toate cele bune, la revedere!